Deși sărbătorile de iarnă au trecut, bradul din centrul Chișinăului va rămâne împodobit, a anunțat primarul general al capitalei. Decizia a fost luată după nisoarea de zilele trecute, care a readus atmosfera de iarnă. Ion Ceban a scris pe Facebook că s-a hotărât să mai lase bradul în centrul capitalei pentru cei care vor să facă fotografii și să se bucure de vremea de afară. Nu s-a anunțat până când va rămâne bradul împodobit. De obicei, până la sfârșitul lunii ianuarie, bradul și decorațiunile din oraș erau deja demontate. Luminițele de sărbători au fost aprinse anul trecut, în 1 decembrie. Bradul a fost instalat în scoarul Catedralei Mitropolitane. Din cauza pandemiei, nu au mai fost organizate concerte și nici tradiționalul târg de Crăciun.